Balul de bobătează de la Vicov de Jos a fost organizat sâmbătă seară la Centrul Cultural Sofia Vicoveanca. Sala de evenimente a fost plină până la refuz de vicovenii frumos îmbrăcați în straie populare, cele de sărbătoare. Primarul comunei Vicov de Jos, Vasile Țiugui, îmbrăcat și el de asemenea straie populare, a așteptat comunitatea sa cu emoții mari să ia parte la balul de poveste. Atmosfera de bal a fost întreținută de taraful Florin Mucea și interpreta de muzică populară Angelica Flutur. Balul de bobătează din seara de sâmbătă 6 ianuarie a încheiat suita de evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă, organizate de către Primăria Vicov de Jos, găzduite de Centrul Cultural Sofia Vicoveanca. Să chiui toată lumea cu focă!